Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Star Wars Jedi Fallen Order. Mai știu că nu e chiar unde terminasem noi episodul anterior, doar că am fost puțin să explorez, să văd pe planeta asta, de fapt, unde ar trebui să o luăm și că, pentru că harta asta e foarte confuză, exact, unde ar trebui să o luăm. Practic, noi trebuie să o luăm tot pe aici, ca să ajungem la intrarea să templului, practic, musesem jos acolo și mi-am luat țeapă, așa că o să încerc să nu mai iau țeapă de data asta. Și să mă ocup de treaba asta așa cum ar trebui să te ocup de ea. Ok. Și să luăm pe drumul ăsta cel lung până la templul nostru. Pentru că în mare parte cred că știu unde e templul ăla de care ne vorbește acolo. În același timp trebuie să fiu sigur. Oh, pe bune, n-am știut că ăștia sare și din partea asta altă. Bă, da, îți dă 3 push-uri de astea cretine și nu poți să-i faci nimica. Efectiv, nu rămâi fără un pic de șanse împotriva șobolanilor. Nici nu vă vine să credeți. Ah, dar aveam scurtătură, mi se pare, pe partea aia altă pe acolo. Dar hai să o luăm pe aici totuși, nu mai știu scurtătura aia unde ducea exact. Prefer să iau pe drumul normal, să fiu sigur că o iau pe unde trebuie. Plus că putem face un așa mini speedrun pe aici. Se pare că nu avem chiar toți dinamicii. Oh, bă, da, sunt toți dinamicii aici. Și am pușcat țele. A, fi rar. Un atom a atins. E pe aici, nu? Practic. Cred eu. Are you in Greece safe? You worry about the mission. I worry about keeping us off their radar. We'll be fine. Hey boys, ce faceți? A, fira șobola ăsta, după ce că-l salvez, mai face și de-astea. Ok, judecând după hartă, practic, ar trebui să mă duc pe aici în mod normal, și încolo ar trebui să fie aproape chestia aia. A, uite și pe băieții mei aici. Nice! Easy. Bă, că n-ai găsit nimica decât multă suferință. Cred că nici măcar nu m-am chinuit pe el. Atât. Ieși, mă, de aici. Încă tot mi-aș dori să bai. Poate fac ăștia vreun mod, și să poată să dezmembreze caracterele astea. S-ar putea fi o treabă. Îmi vreau dezmembrările înapoi, ups. Am văzut bucățica aia de acolo. Aha. Afira, n-am putea deschide chestia asta. Ok, și dacă suntem aici, practic trebuie să sărim pe drumul ăsta, rampă și ajungem, super. Deci nu mai avem așa mult către direcția care vreau să ajung. Zoom. Ia zoom zăi pe băieți. Ok, unde suntem? O luăm bine? O luăm bine pe aici, super. A, era cu peștera aia pe aici, dacă s-a venit să-mi aduc aminte. Ok, punem aici la rest. Ca să ne recuperăm din puncte și din chestii și din HP. Așa. Bine măcar că ne-am mai mărit HP-ul totuși, ca să nu mai avem noi treabă. Că... pana mea, adică... dacă tot n-am reușit să facem rost de upgrade-ul ăla de Steam-uri, măcar să avem HP-ul mai mare. Știu că mi-a spus voi că e pe nu știu unde, pe cășic sau ceva. Exact. O să încerc să mă interesez să văd exact pe unde e, că... după informațiile voastre, e, vezi că e în prima peșteră, nu știu ce eram. Da, sigur, în felul cum ziceți voi, unele chestii nu prea mă prind exact, deci... să mai vedem o țără. Oh, shit. Șobolanul ăsta a fost cu surprize aici. Să fiu sincer. Și mai e unul acolo pe care o să-l ignor. De fapt, nu pot să-l ignor, că altfel o să vină după mine și o să mă împingă. Și o să-mi facă felul și prefer să nu facă felul un șobolan.
Hai că am dat și bine slow-ul ăsta dacă e. A, firar, ce țapă mi-a dat. Gata. Ok, țapu. A, asta nu pot să-l nenorocesc cu de-astea. Easy. Ok, o luăm bine? Practic, da. Mai trebuie să sărim de rampele și apoi suntem Gucci. Fac asta cu rachetele lui tot. Ce-o fi crezut el acum? Care șanse împotriva mea? Bă, am învățat chestii noi. A, fac, m-am mâncat să dau asta. Practic, intenția a fost bună. A, firar. Intenția nu mai e bună. Ah, fuck, mai trebuie dacă mai sus aia. Haide, ușor, ușor, ușor. Ok, poate puțin prea sus. Hup. 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 Ce poate să vină un leac mai bun la jocul ăsta? Oricum, cred că doar mi se pare mie. Bine, încep să înțeleg cum funcționează dinamiciul acum mai bine față de cum era până acum. Ată, mai e ceva? Săracii. Săracii n-au nicio șansă. Ok. Puțin dash pe aici și să trecem de părțile astea nasoale. Și practic ar trebui să ajungem la partea cu ce ne interesează pe noi. Sper. Ce e asta aici? Oh. Stai dacă cam sus. Bun. Mai să dăm heal-ul asta, cred. Ok, și că aici e intrarea în templu care ne interesează pe noi. Da? Nu poți să-i... Ok, deci când îți dă counter trebuie să-i faci tu de să se întorci. Fie rar. Ok, deci am ajuns cred că în punctul unde trebuia noi să ajungem. Da, ok, și intrarea e fix asta, ușa mare. Nu era un save point parcă pe aici? Ba da, era unul aici. Hai să luăm save point-ul ăla, zic eu, înainte de a progresa puțin pe aici. Adică să ne asigurăm că ne respawnăm aici în caz de orice. Dăm și un rest, nu contează acum că o să respawnează băieții aia, că oricum o să ignorăm puțin pe ei. Pa, boys! Wasn't expecting this. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there'd be Zepho stuff inside. Oare mai învârtim mult pe aici? Oh! Ce avem aici? Scomplink? Ah, asta ca să facem chesturile roșii. Let's get you fixed up. 100% pentru chesturile roșii. How's that? Hmm.
M-am modificat droidul ăsta la greu. Ia. Deci acum cred că putem acționa astea. Scomp Link. Oh, wow! Și cu ăsta aici, mă jur de-l văzusem. Săracu. Hei, măcar încearcă, știi, își dau silința. Preciez măcar aspectul ăsta. Hop! Oh, fuck! A, pe bune! Oh. Zici? Very bitch! Nu se aștepta la asta, probabil. Stai, cred că trebuie asta. Ia deschidem o ușa. Fuck, am ajuns aici, înapoi? Să mergem pe aici, vă, că... Dar de ce ne-am întors aici? Adică ce rost am mai avut să ne ducem atâta drum? The fuck, unde e asta? Explore the Imperial Excavation near the Crash Venator. Cum ajunge acolo? Ah, cred că de aici jos de tot. Eu nu dau seama exact unde suntem noi. Să nu unde suntem. Deci cumva trebuie să fac să ajung jos la Venatorul ăsta. Pentru că zice o să ne ducă la ok. Deci dacă noi suntem aici, urcăm, cumva trebuie să ajungem pe acolo. Da. E ce e destul de complicat până găsim exact drumul de care avem noi nevoie. Oh, pe bune, mai era ăsta aici? Nu lasem ăsta deja? Hey, BD, in here. Aparent nu luasem. Să vezi să nu crezi. Ok, pe aici nu e nimic care să mă ajute. Adică mă îndoiesc că acum vine, nici n-am cum să mă întorc, trebuie să merg tot înainte, știi? V-am zic, nu cred că trebuie să mă întorc sau ceva, dar oricum n-ai cum să te întorci. Oare nu era altă intrare prin mijloc pe aici, unde am găsit noi poarta? Nu pare a fi o altă intrare pe aici, ok, hai să luăm tot înainte. Știu că progresând ajungem la ceea ce ne trebuie nou. Ok, Legerano. Fie partea asta de aici. Ok, m-a salvat! Fii rar! Ești mă de aici. Skill point acquired. Asta e ceva ce îmi doream. Ok. Pe aici ar putea să fie niște chestii foarte folositoare, zic eu. În poarta asta aici vă deschidem cu ceva? Nu, asta nu e nici măcar acționabilă. Pe aici. Ești mă de aici. Oh, era să uit. Era să uit să mai... Oh, fa, fa. Ok, puțin cam prea devreme, zic eu.
Nice. Oh, super. Chiar aveam nevoie de încă un punct de ăsta de recovery, plus că avem și un skill point de folosit. E la cam nașpa că tot te pune să repeți anumite misiuni unde deja ai fost. Dar, ok, fie, mass push, ok, asta sună o mișcare faină. E că chiar mai devreme avem nevoie de mass push ca să împingem pe băieții la o parte. Ok. Păi, să sperăm că nu dăm greș. Ai cu minte. Ok. Ăștia chiar sunt nenorociți. Bă, ăsta cred că l-am ratat. Asta pot zic că e posibil să-l fi ratat. Load BB în loc de BD. Încă un paint job. Starfighter paint job, ok. Aici trebuie să țin minte că îți dau tare dreapta. Da bine, e mișto totuși că poți să te reîntorci să reiei anumite chestii. Gen, nu trebuie să termini jocul ca după aia să joci anumite misiuni să-ți iei, să faci un fel de New Game Plus, dacă înțelegi la ce mă refer. Ca să ai toate deblocate, să deblochezi tot ce vrei, așa că dacă te pui să repeți anumite misiuni, dar cu obiectiv nou, cred că tot e ok, cât de cât. Așa. Ce mă pe aici? Aoleu, iar de ăștia. Bă, dacă nu a acționat, nu zicea nimic, nu l-am deranjat. Hop. Ah, fuck, pe aici am fost deja. Aici era treaba. Am uitat cât de dubios e drumul ăsta pe aici. Și pe spun că acum ar trebui să merg jos, nu-i așa? Adică dacă mă duc jos, ca să ajung la obiectivul meu, ar trebui să mă duc aici, cred. Deci cred că e mai ușor dacă mă duc jos și mă duc la cealaltă chestie. Asta e, să vedem. Dă o micuță, cum zic, expertiză acum, să vedem ce iese. Micuță mare verificare. Ce-mi place că am mai fost aici deja a doua oară când trec pe aici azi. Dar hei! Nu e chiar o mare problemă. Oh, am crezut că nu se prinde pentru o secundă. Ah, am crezut că o să-mi fac o țeapă de aia majoră. Ok, deci ăla de care cred eu că am nevoie în față, la verde de acolo. Deci va trebui să-l înlocuim, să-l lăsăm ăla că pe ăsta acolo, stai cu minte. Uum. Uum. What? Da, mă, da. Nu că nu știu, asta mine mi-e bara aia dubioasă. Mamă, e prima oară că mi-a pus mesajul ăla, mă panicase pe de secundă, zice, Dumnezeu e asta. Ai nesimțit-o leac așa. Așa, ia să vedem dacă asta ne duce fix unde avem noi nevoie sau ne dă cu țeapă. Ok, există o șansă ca să se întâmple ambele. Ok, deci asta ce că e, hai să vedem. Adică acum avem acces la chestia asta nouă, posibil să ne ducă undeva bun, dar în același timp posibil să ne dea și țeapă. Nu știu, rămâne de văzut. Chiar n-am idee până aș putea să o iau încât să rezolvăm toată situația asta. E o leacă enervant că nu prea-mi place mie dual lightsaber-ul pentru ceva. Nu știu că nu știu exact ce ar putea să fie așa practic dual lightsaber-ul ăsta, în afară să fie foarte enervant. Că mi-mi place asta așa. A, poți să vezi că BD e așa.
General, înțeleg că Battle Deck n-ai mai mulți inamici, că atacă mai, mai multe direcții totuși, dar așa, asta normal atacă în multe direcții. Na, nu cred că am venit bine. Sau... Ah, n-am luat-o chiar bine, mă. Fii atent, trebuie să mergi pe discurile alea. Ah, ok, hai să încercăm așa atunci. Hai că mi-am oprit fix alea bune. Fix unde trebuie am oprit. Ok, ok. Hai că e aproape ok. Cumva am oprit pe gheață, nu știu cum să vă zic. Uf. Și hop, așa. Deci, practic, eu ar trebui să-mi croiez drum. Aaa, de trebuia pe acolo, mă, fii atent. Trebuia să fi croit drumurile. Ah, ok. Hai să mergem pe atunci. Ah, cum să bați drumul degeaba, știi? E leacă confuză harta asta pentru mine puțin. Doar așa, puțin, puțin. Oare pot să sar de aici până pe acolo? Nu prea pare. E că bine, pot să încerc, dar aș prefera să nu încerc, pentru că nu pare ca și cum ar funcționa. Oh, grozav, șobolani, ce fericire. Uite cât de entuziast sunt, boys. Doamne, șobolani, ce stăroare. Mama, era să mor. Ok, aici clar arată ca și cum, bă, ar trebui să facem ceva. Sunt niște chesturi astea ce dau acum. Sunt niște chesturi noi. Ah, nimic special. Chiar absolut nimic special. Au, putem poziția asta acum așa lejer. Mă întreb ce, dacă ăsta e chiar drum bun de data asta. Și pare a fi că ne duce în direcția care ar trebui. Adică în sensul că pare a fi în direcția aia, dar aceea știi, poate să fie o chestie de aia. Ah, ok. Asta e de fapt o scurtătură către cealaltă parte care te duce înapoi la începutul nivelului. Cum ar fi asta? Ok, ne pare a fi genul ăsta de chestii. Ce-am mai găsit ăsta aici? Something interesting? Cutii. A găsit cutii, Kyle. Nu știu ce să zic. Ok, văd că astea sunt niște chestii care se mă întoarcă înapoi jos. Ok, aici n-am fost. Aici pot zic că n-am fost. Pare a fi cea unde chiar n-am fost. Ok, rest, skill tree-uri. Ia să vedem, skill tree-uri. Avem ceva de băgat? Ah, de fapt nici avem puncte. M-a băgat cam multe. Cam, na, repede să ia ăsta de talente, decât nu e cine știe ce. Să luăm și asta de aici. Săraci a fost prins sub bolovan. Rip. He was killed by a cave-in. Imperial excavation is making these tunnels unstable. Mm-hmm. Something smells like old oil. Sorry, buddy, not you. It's this water. A făcut pipi BD pe el. Oh, ăla e un cadavru. This tunnel flooded suddenly. What could have caused such a thing? Nu știu, poate vreo creatură gigantică sau ceva. See him? Empire is the only thing we have to worry about. What the fuck? Oh my god, cuz de aia sunt. Uite, ce sunt clone. Memorial to the clones and the Venator. If only they knew the truth. Damn. Cascheta de clone e mult mai mișto decât cascheta de Imperial, să fiu sincer. E că cascheta de clone parcă are așa un vibe mai blană și mai badass decât
what the fuck? Ai, mă, să mor tu. Hey, BD. Ai, să-mi bag. Help me, BD. Dar pe ăsta îl putem dezmembra și junghia, bă, că... Ok. Pe aici e ceva iarăși. Boom. Așa avem noi aici. Ok, să sperăm că nimic care să-mi provoace greață. BD, unfortunately, the same is true for our vessel. Despite the damage, I recommend we see this through. Together. You know, I'm going to back down from a fight. Wow. Ce înseamnă când clonezi pe cineva care e așa mai neînfricată? Ok, văd că e o dronă acolo dubioasă, sunt foarte multe creaturi în partea aia altă. Oh, stai aleacă, stai aleacă. Vădă ce e acolo. Adică vreau să văd dacă putem să ne cocoțăm pe chestia aia într-un fel sau altul. O, poți! Nice! Măcar atâta, știi? BD, this could use some power. Ah, nu cred că voiam să pornesc curentul, ținând cont că ăla activează doar o poartă sau ceva. Așa. A, nu pot să mă strec ori pe aici. Ok, șobolani morți. Prea-mi place cum arată situația pe aici, dar ok. Oh, ăla e un timp mare. Am și ghiși ceva, trebuie să ne batem cu el. Hei, tu! E chestia asta, nu funcționează pe el? Wow, am vrut să dau dodge, să-mi dau heal, efectiv caracterul meu a patinat în direcția greșită. Ok, cred că o să mergem mai degrabă să ne luăm reward-urile de pe aici, să vedem ce și cum și care, iar apoi să mă ocup de ratatul ăsta. Pentru că ăsta ca și boss e ok. Foarte nervant ca și boss sau ce-o fi el. Oh, nice, s-a omorât șobolanul. Ok, cum mă ocup de asta? Oh, ok. Holy shit! Încerc totul să lovesc mizeria asta, nu pot. Shit. Hey! Și asta a funcționat cât de cât. Got a jolt in you, BD? Ia zi-mă ce găsim aici. În afară de apa asta muzgoasă. Și bubele astea gigantice. Doamne, dacă nu m-am pins asta în toate căciunile. N-am vrut să o iau în apă, că, bă, nu cred că puteam să mai ies de acolo. Ok, unde am ieșit aici? Oleu, tu! Shit. Stim, BD! Firar! Sunt tare așa cu un dos de palmă. Ok, două atacuri ar fi trebuit de ajungă. Ce
Martir ar tu să fii. BD, this could use some power. Ok, cred că atât am vrut să fac. Cred că acolo e ceva ce-mi trebuie mie, că pe partea aialaltă degeaba mă închinui, că s-a închis ușa. Ah, ba nu! Mă crezi că aici am nevoie de ceva, dar nu e. Ok, deci probabil trebuie să deschid ușa. Ia vezi-o. Ce să mă dacă e ceva ce se schimbă în situația asta. Deci dacă opresc curentul, poate stai ăla acolo? Hey, BD. Nu poate. Oh, și aici e ceva. Ia stai așa să vedem. Da, nu mă pot cocoța aici, trebuie să învârt puțin din ăla. Trebuie să potrivesc cumva ăla să mi se facă ca o rampă, deși nu prea cred că merge ca o rampă. I think you can handle this, BD. Ai ușurel? Puțin mai mult? Cred că asta e. Da, asta e. Oh! Hai că am găsit ceva. There was a battle. The ship went down. We were survivors. Nu poate să mă urc! Jesus, pentru secundă credeam că o să rămân blocat acolo. Aaaa, ăsta activează gen să fie curent pe aici oare? Are din cauza chestia asta e curent? Pe apă? Ok, măcar știu că pot să facem asta. A, și pot să las asta așa. Ok, măcar am găsit de ce e curent aici. Mamă, l-am dezit de grea pe bobița ăla. Ia să vedem unde ajungem. Oh, upgrade! Bă, sincer, e mai important upgrade-ul ăsta decât XP-ul pe care l-ai fi pierdut de la ăla. Stai așa să vedem. Oh, fuck off. Hai tu, zgâții tăi! Pierd deja prea mult. Ok, never mind. Dă-l mă ăsta pe ăsta. No, nici nu mai mă interesează XP-ul ăla. Păstrează-l. E degeaba oricum pentru mine. Am luat ce am vrut, am luat ce m-a interesat. Deja căcatul ăla nu mă mai interesează. Sincer, dacă nu ar fi respawn-ul ăsta atât de departe, poate aș mai încerca să-l bat. Dar pentru că mi-a efectiv 5 ani până la el, pierd tot cheful și toată concentrarea pe care o obții atunci când încerci să te bați cu el. Pentru că a reușit, am avut niște încercări care efectiv erau destul de aproape. Și na, s-a întâmplat să, da, să mă prind într-o mișcare de asta super nașpa. De-aia zic că nu mai încerc, n-are niciun rost, plus că și așa e opțional, deci nu văd nicio idee de ce aș încerca. Acum hai să ne vedem cum mergem noi pentru boss în general. Deci văd că acolo e o cutie pe care ar trebui să o iau, aici e un gigel de ăsta pe care ar trebui probabil să-l bat. Văd că deja el se adună aici lejereanul pe partea asta așa. Adică nu se compara cu ăsta. Ăsta are niște mișcări o leacă mai telegrafice și mai ușor de urmărit. Pe când ăla e foarte anapoda. Plus că dă foarte des cu atacuri. Ok, aici trebuie să stăm cu asta. Dă foarte des cu niște atacuri de-astea așa, dă din mâini ca bezmeticul. Mm-hmm.
Ah, ok. Dual lightsaber o să șede de nervant când nu lovește cum trebuie. Ok. Pe acolo e ceva. Ce găsim, o BD? Cred că a găsit ceva important, dar nu mă părere, n-a găsit nimica. De aici ar trebui să fie ceva. Hey, Grease, you busy? Well, I was trying to watch, you know, the... No, I'm not busy, never busy. Ne. So, you need something? I'm standing next to two crashed ships. Looks like you weren't the only pilot who had trouble with the wind here. Whoa, 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 you're just realizing that? Ne. Where you been? I mean, it doesn't get better than me. Yeah, okay. All I wanted to say was thanks. You know, you're welcome, kid, but I, you know, I gotta go. I gotta think, so gotta... Ok, foarte, foarte bună conversația asta, îmi place când conversațiile se sunt practice. Oh. Mă scuzi? Au! Țapă? Au, fuck off! O, pe bune! Mă gândeam eu că așa o să fie. Deci dacă nu avem treabă acum, am ajuns la peștera aia să verific care e ideea. Peștera aia pare destul de interesantă și aș vrea să-i dau alea cu o mică investigare. Ia să vedem, mă, ce e aici. Și pe aia ne întoarcem. Ups. Oh, e ceva aici. După aia cum o să urlați la mine că de ce nu vă, de ce nu încerc să deblochez mai mult, mai multă putere sau ceva, știi? Ok, asta e alea cam nasol. Cer să-mi dau seama aici cum fac să urc. Ok, de urcat pe el nu merge așa. Ăsta e mai sus cumva? A, deci așa merge, ok. Ohoho. Stau ăsta aproape. Zephonian skull. Killed in some kind of war-flying disaster long ago. Ah, Führer. Yeah. Deci asta era lucru extra pe care îl găseam aici. Știi? Nu are bine să explorez un pic și chestiile astea, că până mai sunt niște lucruri destul de importante. Colmea, zute, bă, că nu vin acum la voi. Acolo oare mai e ceva? Bă, e un chest totuși, aș putea să mă duc pe el. Spus că, na, creatura asta e ușor de bătut cât de cât. Că nu-mi țin minte să fiu avut așa mari probleme cu de-asta așa. Ok, bine că sunt un doi altă treabă. Au, bine. Suoai, mi-a dat de mea, am simțit un controller, frate, pe asta ești nebun? Haoleu, iar respawn-ul cu ușa aia, cu balta, cu notul, vai de capul meu. Încep să detest respawn-ul ăla, frate, serios, e pus atât de prost. Dar gen, atât de prost. Că trebuie să treci prin 5000 de chei, iar nu știu ce, parcă... În loc să fie, na, totuși, ok, înțeleg că jocul vrea să fie un fel de Dark Souls style, pe bune, dă un pisicul meu de treabă, pune și voi respawn-urile alea undeva mai în locuri normale. Nici Dark Souls nu le are așa prost puse, să mă bată mama. Că na, la viața mea ce drept am prins niște respawn-uri destul de odioase, hai să nu ne că nu am întâlnit, dar... Uite, ăla de acolo, dacă era așa, gen să mă arunc în apă aici, are destul de doar mai bine, pentru că trebuia să trec pe sub apa aia, să nu știu ce să fac, să-l gâdil pe cineva la sub coițe. Adică era efectiv scurs la obiect. Aici să-ți faci ritualul ploii și nu-mi place. Ok,
hai să vedem dacă putem momi măcar pe ratat ăsta mai așa. Dacă momim pe ăsta aici, vine un coam. Și nu am văzut că e roșu din cauza că e galben. Ok, ăsta e gata. Ok, ăsta era roșu cu totul. Da. Ia damage în dumnecații tăi. Cum nu vrea, bă, să ia damage, bă. Ok. BD skin swoop. Fix asta îmi trebuia. Na, mă, ia skin-ul ăsta. Tu ai deblocat măcar să ieși tu ceva, să nu zici că nu-ți dau nimica. A, ce tare, ea se atacă între ei, ce perfect. Pot să-mi văd lejer de treabă. Să mă car de pe aici. N-ar rost să-mi bag cu toate urbecăile naturii. Atât să ne ocupăm iarăși de drona aia de acolo. Hai, mă! Țapă! Țapă! Ce dronă fraieră! Acum întrebarea e cum urc mai departe sau... A, nu trebuie să urc mai departe, să vin pe aici. Opa! Țapă! Țapă! Hop, stai acolo, nu te duncă. Da, mult ea să explodeze. Vai, credeam că o să cad și m-a apucat criza. Deja dacă era să cad acolo. Ok. A, dar acolo dacă vreau să ajung să mă sui pe aia pe acolo, aia nu mă interesează. Pentru niște skin-uri chiar nu vreau să mă agit. Ori la concluzia că pentru skin-urile astea chiar nu vreau să mă agit. Ok, să leacă mai mulți aici. Gata. Bă, ăștia vin după mine, vor nebunți, kamikaze. Oh, încă un upgrade. Nebunii upgrade-urilor, 2 din 3. Commander was killed by a lightsaber. La lightsaber cui? Țin cam prea pe margine, dar să zicem că merge. Wow. Niciun inamic. Să vezi să nu crezi. Se poate întâmpla și de astea, nu? Ok, asta e una bucată lift. Aș fi preferat totul să găsesc un save point, dar fie. I need help. I think we're getting close. I noticed it earlier, this feeling in the pit of my stomach. At first I thought it was Grease's cooking. Now it's getting even stronger. I think the closer we are, the worse I feel. Înseamnă că e ceva nașpa ce urmează să ne bat, să ne de aici. Probabil vreun boss, da. E probabil vreun boss, judecând pe felul cum arată lucrurile pe aici. Dar măcar să luăm și noi un save point pe aici. Bă, bune, nu e niciun save point? Au, iotă nouă, bă, ce invizibil era, frate. Mamă, dar vă rog eu frumos, ascunde save point-urile astea mai bine, că... Sunt așa nebune. Oricum, am bun, noi o să ne primim aici cu acest video din Star Wars Fallen Order. Dacă v-a plăcut și vezi mai multe videouri de genul acesta, știți foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!